Salutare tuturor, bine ați venit la Recomandări la Înălțime, seria de podcasturi culturale realizate de OVT Media Hub. L avem alături de noi pe Bruno Mazzoni, traducător literar, profesor la Universitatea din Pisa, printre altele traducătorul Mircea Cărtărescu din română în italiană. Astăzi împreună vor avea un dialog în Aula Magna Universității de Vest. Va fi cu siguranță un eveniment cât se poate de special. Domnule Bruno Mazzoni, bine ați venit, mulțumim că ați acceptat invitația noastră Bună ziua, bine ne-am uh, regăsit Avem un obicei aici la începutul emisiunii, facem un exercițiu de imaginație Am să vă rog și pe dumneavoastră să vă închipuiți că în fața noastră aici sunt foarte mulți studenți Anul Am tăi, bătut, anul 2, sunt, sunt, așa -i? Foarte mulți uh, Și vă rog să le spuneți cine e Bruno Mazzoni A, ah, autoprezentare Exact Timp de 30 de ani și ceva mai bine, am fost profesor de limbă și literatură română la Universitatea din Pisa, o universitate mică, într-un fel, dar de mare prestigiu. Și, din fericire, <coughs> S-a creat o atracție, un interes în publicul studențesc pentru această disciplină care nu e chiar foarte răspândită, adică se preda numai în 10 universități în Italia, având în Italia în jur de 60 de universități. Dar una, am avut două motive de bucurie. În primul rând, faptul că statul român ne-a trimis pentru câțiva ani de zile până acum, niște lectori de limba română, care, bineînțeles, au fost o sursă fundamentală pentru a învăța limba română direct de la cineva care vorbea română ca limba maternă. Deci eu m-am ocupat mai mult sau cu istoria limbii sau cu literatura română în principiu secolului 19-20. Și mulți studenți au profitat și de faptul că statul român oferă niște burse pentru a veni la București sau la Cluj sau la Iași pentru a urmări cursuri de vară sau chiar pentru a urmări un an întreg în România. Deci s-a creat un fel de școală, uh, am avut câțiva studenți buni care într-un fel urmăresc linia pe care am indicat-o lor în decursul acestor trei decenii. Uh, deci, cursurile de literatură treceau de la Eminescu la Alghezi, de la Stănescu la Cărtărescu și și cu proza din când în când adică obiceiul pentru mine era ca să alternez un an ca să predau istoria literară cu autori de proză și alt an cu autorii de poezie și ceva surprinzător într-un fel a fost că studenții erau mai mult uh, uh, atașați de Poezie decât de proză. Ceea ce era chiar ceva surprinzător, fiindcă știți foarte bine că cititorii de poezie sunt mai puțini, față de cititorii de proză. Deci a fost și asta o bucurie. Am să încep să spunem abrupt. E o comunitate foarte mare de români în Italia. Așa este. Există și tot felul de stereotipuri legate de acest român, cele mai multe negative, aș spune ajută faptul că dumneavoastră, desigur, nu sunteți singuri, dar sunteți unul dintre cei mai importanți traducători și unul dintre și promotori ai literaturii române în Italia, în da. felul acesta. Schimbă asta mentalități? E, nu știu dacă pot să răspund pozitiv imediat pentru, adică, grație acestor traduceri pe care le fac eu împreună cu alți colegi. Eu cred că, în primul rând, avantajul în ultimii 15 ani, aș putea spune, este că chiar fiindcă comunitatea românească din Italia uh, se poate frumos, uh, se ocupă foarte activ, activ de bătrânii și chiar fără aceste renumite badante, nu cred că viața în Italia pentru multe familii ar fi simplă. Și în plus și sunt tot felul de meșteșteri și așa vreate care au dat probe că ei sunt meșteri serioși. Deci eu cred că în primul rând s-a schimbat stereotipul de care până în anii 90-95 din păcate sau până chiar ceva un pic mai înainte, comunitatea românească a suferit, din fericire, în primul rând, grație românilor de acolo s-a schimbat. E adevărat că pe undeva și prezența unor autorii români și faptul că literatura română nu este o teră incognită, cum era până în anii 1980 sau cam pe acolo, poate că ceva a însemnat. Dar comunitatea, adică, sau și, ca, ca și în România, probabil, publicul care citește carte nu este un public așa de mare și așa de bogat și așa de interesat de literaturi care, într-un fel, sunt uh, nici de limba engleză, nici de limba franceză, probabil. Deci, este ceva care ajută, dar nu cred că este, uh, din păcate, rezursă cea mai mare. Dar, totuși, a fost foarte bine că mai multe edituri au descoperit scritorii români. De valoare și contemporanii, dar nu, nu neapărat nu mai contemporani, deci a început să fie publicat și autorii din anii 30, 40, 50. Asta a început să da o imagine mai completă a literaturii română din secolul 20 V-ați format într-o cultură majoră și traduceți totuși dintr-o cultură minoră. Cum se văd lucrurile din perspectiva dumneavoastră? Sunt o serie, ați spus deja că traduceți scriitori importanți, scriitori europeni. am citit asta, sau mă rog, la dimensiune europene, ca să spun așa. așa. Uh, am citit asta în niște interviuri pe care le-ați dat aici în țară. Uh, N-am să vă întreb dacă România poate deveni o cultură majoră, dar am să vă întreb dacă are și a avut autori majori. Eu sunt cu totul convins că e numai important ca să se cunoască niște autorii, pe urmă și în sănătate se va afla că România a avut nu numai Eliade, Cioran, Ionescu care s-au afirmat în sănătate ca și Blâncușii sau Blâncuși, mă rog sau alți autori care au avut succes grație faptul că au plecat dar și scritorii care scrim, trăiesc în țară și eu apreciez foarte mult ideea că trebuie să fie și un fel de rezistență prin cultură, făcută chiar în zilele prezente, nu neapărat sub comunismul, fiindcă dacă toți pleacă, dacă intelectualii pleacă, bineînțeles România într-un fel se sărăcește. Deci eu cred că e ceva foarte binevenit, faptul că sunt scritorii care militează pentru a afirma că în cultura română, în România, se poate munci, se poate lucra, se poate publica și Dovadă este că chiar sunt edituri care trăiesc cu autorii care au un top de vânzări aproape uh, surprinzător pentru o țară mică, într-un fel cu numai 20 de milioane de cititori, pardon, de cit cetățeni uh, și noi avem 60 de milioane de, de cetățeni, dar nu 60 de milioane de cititori. Apropo, știți ceva, cunoașteți ceva statistici? Se citește mai puțin în Italia? În, în Italia, decenie, din păcate, se citește mult mai puțin față de România. Dar asta e o boală mai veche. E o boală mai veche. V-aș întreba totuși, cum e să-l traduceți pe Cărtărescu, de pildă? Mă gândesc că nu, ați, probabil ați mai primit întrebarea asta. Da. Nu e rău să o audă și studenții noștri. Bine, perfect. Bine, a fost pe undeva o sfidare pe care am încercat-o pe la sfârșitul anilor 90. M-am dat seama că nu ajunge ca să vorbesc în aula la facultate cu 30 de studenți, ca să vorbesc despre Nichita Sănescu sau Marin Sorescu, Ana Blandiana sau chiar Mircea Cărtărescu. Și ca să ajung la un public mai mare, dar tocmai tot mai ca să să afle într-un circuit mai amplu că cultura română și literatura română au niște valori autentice, atunci m-am adresat unei colege care înființase o editură nouă, care se numește Volan. Deci această editură cu totul nouă, care s-a născut cu ideea de a promova autorii din limbile slave, a început să mă întrebe și pe mine, dar ai cumva un autor român ca să-l publicam. Eu m-am uitat atent la ce se vedea pe la jumătatea anilor 90 în România și am căzut că autorul cel mai cum să spun, interesant putea fi Cărtărescu, fiindcă e și poet, și prozator, și autor de un poem de excepție, care este Levantul. Poate fi adaptat cu ușurință, în limba italiană. Stilistic este o provocare, totuși. Stilistic este o provocare, și eu am ambiția de a crede că, într-un fel, am reușit. Nu știu dacă e în continuare valabilă ecuația traductor-traditore. Bineînțeles, nu tot trece într-o traducere, dar eu sunt foarte convins că dacă cartea de la care pornești este o carte de valoare, valoarea rămâne. Bineînțeles, stilul este cel care contează într-un text literal și eu cred că uh, cu mici abateri probabil, din limba lui Mircea Cătărescu, am reușit să redau uh, farmecul și bogăția și lexicală, dar și ideatică uh, prin care Mircea Căstărescu a devenit autorul cel mai citit la voi, probabil, și autorul cel mai mm. publicat în sănătate. Aruncați un ochi și spre generațiile mai tinere de scriitori, nu știu... Generația 2000, post-2000. Mm -hmm. Nu, sunt autori foarte buni și în uh, aceste ultime două decenii de care vorbim. Uh, din păcate, uh, Mirce scrie așa de mult încât eu n-am putut să mă dăruiesc și scritorii mai tineri. Sunt unii la care m-aș dedica, dar fiindcă am tradus și Ana Blandiana, adică două cărți, și acum se va publica o a treia carte de versuri, mm -hmm. Blandiana va ia un pe o temă dată. Fiindcă mai am avut ceva de recuperat din a, a, anii antecedenți, din decenii interbelice, de pildă, bine mi-a plăcut să obțin ca să-l traduc pe Max Brecher, Corect. un autor care pe undeva intră în DNA-ul lui Mircea Cărtărescu, cred uh -huh. eu. Și mai aveam o altă, cum să spun, o altă bucurie de a reuși să-l traduc în italiană pe Matei Calinescu. Un fost mm -hmm. prieten foarte bun, mare profesor de uh, teorie literară la Universitatea Cinci de la fețe modernități. da, carte. Modernității, da. Modernității, e o carte care circulă. Da, da. Bine, a fost o carte ciudată, fiindcă nu se știe mm -hmm. de ce în anul 69, și în plus la două ediții în 72, a trecut prin cenzură. Este ceva neexplicabil, dar e foarte bine că a trecut. Și. S-ar putea că această carte a fost una dintre cele mai grele de tradus, fiind este și un fel de limbaj filozofic specific de lui Matei Calinescu. Uh -huh. Și, bai, de curând, un tânăr arheolog este Catalin Pavel, și am tradus arheologia iubirii, Azi, care m-a desat foarte mult, fiind este o carte foarte vie, care trece de la lumea antică, de la egipțienii până la prin Roma și ajunge până la secolul XX. Ați paria pe un tânăr scritor să spunem că ă, terminați ce aveți de tradus din Cărtărescu și vă alegeți un tânăr scritor român care credeți că va avea priză în Italia. Eu cred că sunt mulți scritori tineri, dar asta depinde de ce face Mircea Cărtărescu. Că eu acum l-am pe Teodos pe masă de lucru, dar dacă peste un an el va avea o nouă carte... Acum, din păcate, sau din fericire pentru mine, s-a creat un fel de înțelegere implicită și tacită. Deci, pentru orice carte, chiar dacă în Italia s-a întâmplat că am schimbat trei editori, de fiecare dată Mircea i-a spus că celui care a cumpărat repre de autor, de fiecare dată Mircea a spus că el ar vrea să fie tradus de Bruno Mazzoni. Uh -huh. Deci, nu știu ce se va întâmpla la anul, când voi termina Teodoros să vedem ce Mircea în uh, sertar. Vă propun să aruncăm un. să schimbăm perspectiva cu vă. Oh, sunt curios ce se întâmplă în Italia cu literatura foarte contemporană, scritorii tineri. Există, ca să zic așa, speranță? Sunt autori buni, foarte buni? Cum arată în prezent literatura italiană? E, chiar dacă nu voi fi mare patriot, eu am impresia că literatura italiană e un pic, cum să spun, și de consum și undeva școlile de scritură creativă nu fac un mare serviciu literaturii fiindcă sunt tinerii care învață o modalitate un pic structurată deja de la aceste școli de scritură și scriu literatură așa, cu tot deja aranjat, îl urmărești pe Nabokov, îl urmărești pe, știu alt scritor și așa că cărți potabile sau, mă rog, pot fi publicate, dar deocamdată eu nu văd niciun autor de vârf în generația tineră, tânără. Nu mă pot abține să nu vă întreb un lucru despre care vorbește foarte multă lume. Uh, sunteți traducător, desigur, și profesor. Uh, vă dați seama, luați-o într-o notă, totuși, metaforică și ușor uh, comică, da. întrebarea. Deși consecințele nu sunt chiar așa. Uh, ce GPT-ul? Credeți că peste o vreme, poate în 10, poate în 15 ani, va lua, hai să spunem așa, pâine de la gură traducătorilor uh, literari? Mm, nu știu precis. Eu, uh, de nu subscriu o atitudine și o formulă pe care, în Italia, traducătorii au început să o uh, anunțe de că traducătorul este un fel de scritor uh, autentic și deci nu mai este traducător, traducător, tra, traditore, tradator, dar chiar s-a introdus sintagma a, autor ascuns. Mie mi se pare prea mult spus că fiindcă universul ideatic pe care îl are de pildă un Mircea sau pe un Bogdan Stănescu sau pe altcineva pe care îl vezi, eu nu cred că aș fi în stare să creez un univers sau un univers paralel cum este în solenoidul, de pildă, de, de mine, de la mine. Eu pot să traduc cu mare bucurie cartărescul sau alți scritori, dar în niciun caz un traducător nu va deveni. Adică sunt anumite cazuri în care dat că uh, oamenii intelectuali care au, ar avea uh, dorința de a fi uh, scritori uh, în propriu, nu au curaj de a debuta. Și atunci ei se mulțumesc timp de... 10 ani, 20 de ani, cu traduceri uh, făcute după opere de alți scriitori din alte limbi, și bineînțeles. Uh, dar asta este ceva, o excepție. Adică sunt mulți care au și încercat să facă cărți în numele propriu, dar nu știu dacă au fost chiar cărți reușite. Și credeți că o aplicație ar putea lua locul unui, loc unui traducător? Sau... În, niciun caz. În, niciun caz. în niciun caz. Pentru adică... că nu e vorba doar de o traducere motamo, e vorba de un exercițiu al adaptării și al da. reconstrucției da. unui univers ideatic. Nu. Și, este și în plus, stilul unui autor, bineînțeles, eu cred că pe undeva nu știu dacă pot să o spun eu de unul singur, dar cred că faptul că toate operele lui publicate în Italia de lui Mircea Cătărescu au avut același glas, pe undeva a creat un fel de uh, afiliere, de uh, apropiere din partea publicului lui Mircea Caterescu. Deci, bineînțeles că se va putea întâmpla cândva că se schimbă, să se, se schimbe da. traducătorul, dar pe undeva cred că i-am dat lui Mircea Caterescu un glas care e recunoscibil și în traduceri. De asta cred că faptul de bine de a schimba traducătorii de la o parte la alta, asta cred că nu este. Uh -huh. dacă, dacă, prima traduce sau dacă a doua traduce a ieșit bine, e păcat ca să, să se schimbe glasul. Cum se întâmplă și cu filmele, cu cei care uh, traduc, care dublează. Uh, da cei care dublează, ați aflat, ați văzut în Occident cel mai mult că la voi, din fericire, se subtitrează. Dacă să-l auzi pe Robert de Niro înainte cu un glas și pe urmă după 10 filme se schimbe glasul celui care traduce, da. e, e ceva suspect care se destabilizează. O ultima întrebare. E mai degrabă o rugăminte. Aceeași pentru toți invitații noștri. Am să vă rog să faceți una, două recomandări de lectură. Pot fi cărți din Italia, uh -huh. autori români sau, în fine, altceva care credeți că e relevant. Da. Dintre, dintre scritorii români, italieni, eu am două preferințe, dar știu că, din păcate, chiar dacă unul dintre acești doi autori a fost publicat la Polirom, nu prea a avut succes. Eu cred că cel mai mare scritor în viața în Italia se numește Michele Mari. E un profesor de literatură italiană de la Universitatea din Milano care scrie foarte frumos, prea frumos, probabil, și nu știu dacă asta devine o piedică pentru uh, a recunoaște că în el este un scriitor de valoare. Uh, și, mă rog, la înalțimea lui, probabil nu mai sunt alții. Un alt scriitor care ar merita descoperit este Francesco Semeraro, uh, care a scris Trei cărți. Din, din, din profesie el e arhitect, acum e și, și la pensie, dar are o mod de a scrie cu totul altfel. Deci, dar, nici asta nu este un scriitor care s-a intrat, intrat la voi. Și ultimul italian pe care l-aș sugea este un profesor de literatură italiană, se numește Walter Siti. Dar numai două cărți le-aș recomanda. Probabil că cartea cea mai frumoasă pe care el a scris-o este Școala de Nud, Școala de Nud. Uh, cum a scris altele, dar celelalte cred că nu ar avea o mare priză pentru publicul din România. Domnule emoționi, vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru primire, pentru întrebările foarte plăcute și sper să fie în continuare un succes și cu interviurile pe care le veți avea în continuare. Ne și mult! Noi. Vă mulțumesc și vă că ați urmărit din nou recomandările la înălțime. Toate bune și pe curând!